Salut! Astăzi avem câteva întrebări pentru tine, atât din viața personală, cât și cea de business. Putem începe? Da! Bun. Care ar fi 3 puncte tari ale tale ca și persoană și 3 puncte tari ca și antrenor? Încăpățânată. De 3 ori încăpățânată. Din punct de vedere, să zicem, antrenor, e faptul că îmi place ceea ce fac și asta se resimte printre omuleții mei cât și în viața mea de zi cu zi, pentru că totul se leagă doar legat de meseria asta deja de 15 ani. Faptul că cumva implicarea mea e acolo în același gând cu clienții noștri. Deci cred că se acoperă mai mult de 3, nu? Să zicem. La partea cu personal, adică cum sunt eu, de ce zic că sunt încăpățânată? Pentru că altfel n-aș fi ajuns niciunde sunt în momentul de față și cumva, știi cum e vorba aia, că mai bine recunoștu decât să spun alții. Cum ai decis să ai propria ta sală? N-am decis. A fost așa că trebuie. Da, am mai dat un interviu mai demult, acum 5 ani, cred că, a fost interviu pentru un ziar din Cluj și tot așa am fost întrebată că ce m-a făcut să deschid sala. Nu am avut curaj să deschid nicio sală timp de, cred că, câțiva ani de zile, pentru că prima dată am fost descurajată de părinții mei pentru că îmi spuneau să nu mă bag într-un business și că nu știu ce înseamnă, asta vorbim de la un 23 de ani. Apoi mi-am cam spulberat visul ăsta de a face o sală. După câțiva ani, chiar dacă aveam foarte, foarte mulți clienți, nu reușeam să mă împart în stânga, în dreapta, cumva aveam ideea ce aș vrea să fac. Dar o decepție în dragoste m-a făcut să zic, ok, trebuie să demonstrez. Și am demonstrat timp de câteva luni și după aia n-am mai fost cu demonstrație, că a fost pur și simplu cea mai bună alegere pe care am făcut-o și uită-mă aici. Care a fost momentul în care categoric ai zis că viitoarea ta carieră este cea de antrenor? Când am lucrat în bancă. Mi-am dat seama după un an de zile, am avut o discuție cu cineva acolo și am întrebat că tu în cât timp ai ajuns pe postul? Era un post destul de bun, mi-a zis că în 12 ani și când mi-a zis, am spus să spun așa un salariu plus minus și când mi-a spus și eu calculam, lucram la 3 săli, eram și studentă și lucram și în bancă. Și mi-am dat seama că eu din cele 3 săli la care mergeam, câștigam cât persoana respectivă de la bancă și am zis, ok, care la mine este de antrenor? Care sunt impedimentele de care te lovești când decizi să deschizi o afacere? Unul la mână, nu mai încurajez pe nimeni să-și facă un business. Tot ce frumos, să zicem, în zona, cel puțin a mea de business, e ceea ce fac. Adică că am reușit să combin cumva partea asta de pasiune, să fac un business și asta cumva mă ține de fiecare dată și am stomac de fiecare dată. Dar toată birocrația noastră din România, toată partea asta de contabilitate din România, asta cumva te trage un pic în jos și să vezi că lucrurile nu sunt atât de corecte, mai ales în micro-întreprindere. Deci da, e dificil să ai un business. Cum ai ales conceptul studioului? Conceptul a venit cumva din datorită faptului că mergeam la clienți acasă și clienții se simțeau foarte ok, evident, la ei acasă, iar în momentul în care scoteam din zona lor de confort, fie într-o sală sau în altă parte, nu erau la fel de relaxați, nu făceau cu atâta plăcere mișcare. Cumva de acolo mi-a venit ideea asta de a face și un studio, de a face cumva conceptul să fie diferit. Cumva oamenii să ajungă să iubească sportul, chiar dacă nu-i dragoste la prima vedere, că știm că nu-i dragoste la prima vedere sportul și că avem foarte multe minusuri, că trebuie să sper pe corp des, că transpir, că așa mai departe. Cumva de acolo m-am inspirat și îmi doream să fie așa, să fim ca o familie. De fapt, asta cumva mi-a inspirat
trecutul ăsta de praga oamenilor acasă. Ce altceva ai fi ales dacă nu era să fii antrenor? Mi-ar fi plăcut să fiu inginer. Da, da, cred că Alexandra face aici ochii mari. Da, mi-ar fi plăcut foarte mult. Regretul meu e faptul că n-am reușit să duc la bun sfârșit facultatea de politehnică, ci doar de finanțe bănci. Am înghețat ani la politehnică și ăsta e un regret și de fiecare dată când vine toamna și sunt înscrisă la facultate, mereu mă uit pe site-ul de la politehnică și mă tentează să mă reînscriu. Da, deci asta aș fi făcut. Cum reușești să-ți împarți piața personală cu cea profesională? Nu reușesc. Știm. Nu reușesc în nicio formă. Viața mea este ceea ce se vede de zi cu zi. Și întotdeauna am zis că nu cred că există aici un echilibru să fii și într-o parte și în alta. Undeva trebuie să dai mai mult și în partea cealaltă să dai mai puțin. Iar dacă dau mai puțin în partea personală, cel de la alt trebuie să dea mai mult, nu? E un șir. Care sunt principalele criterii atunci când îți alegi oamenii cu care să lucrezi? Da, nu știu cum s-a mai pus întrebarea asta. Adică așa, la cameră nu mi s-a mai pus întrebarea, doar așa între cunoștințe. Și chiar recent am răspuns la întrebarea asta. Prima mea echipă pe care am avut-o, am ales-o pe considerentul ăla că trebuie să fie ca la carte, adică să aibă foarte multe experiențe, să aibă foarte multe licențe, să fie mult peste mine, cumva așa vedeam eu lucrurile. Mi-am dat seama că, de fapt, nu asta era un beneficiu sau un atu în a fi antrenor. Mi-am dat seama că ar trebui să aleg oamenii sau colegii în funcție de cum sunt eu. Adică, dacă în spate am avut, nu știu, un altă meserie, să zicem așa, cumva sportul era o chestie a doua în viața mea și era pasiune. Și de asta, dacă stăm așa să ne uităm în echipă, fiecare mai face câte ceva sau mai are un plus pe lângă partea de a fi antrenor sau nu numai, sau fi partea de back office. Și țin minte atunci că povesteam cu cineva și spunea că tot așa, cam care sunt criteriile pentru a alege echipa și am zis că nu mai îmi doresc să fie așa ca la carte, ci să fie o a doua chestie sportul, indiferent că ce vorbim de antrenor sau back office. Te-ai gândit să deschizi un lanț de studiouri de sport în țară? Acum 6 ani așa ziceam, că o să umplu România asta de studiouri. Nici poveste nu mai vreau treaba asta. Nu mai îmi doresc pentru că, exact cum am răspuns la întrebarea de acum câteva minute, e foarte greu să ții un business și nu numai asta, dar nu mi-ar place să nu pot ține controlul asupra studioului, indiferent unde ar fi în țară și trebuie fiecare studio să aibă suflet și greu să împarte sufletele așa în fiecare locație. Dar într-o altă zonă în lumea afacerilor te-ai gândit să mergi? Mi-ar place să am și alte business-uri pe lângă ceea ce fac și să fie total diferite, pentru că mie mi-a plăcut așa să, nu știu, să fiu multifuncțională. Știu cum se spune că românii buni la toate. Cam așa sunt eu. Da, mi-ar place să extind. Mi-ar place să extind și partea asta de sport, pentru că sunt atâtea variante ce mai putem face pe lângă ceea ce facem. Doresc să se extinde și partea de online și mai mult decât o avem acum. Dar mi-ar place să fie și un business diferit. Cred că cu toții cumva așa avem uneori starea aia de a face și altceva și cumva te ajută și într-o parte și în alta. Mulțumim, Emilia, astea au fost toate întrebările. Cu drag!